Crizantema este simbolul clasic al toamnei, iar la grădina botanică sunt expuse mii de varietăți din specii rare din Asia și Europa. Expoziția Flori de Toamnă, care a ajuns la 48-a ediție, tocmai a fost inaugurată. Încă o expoziție de toamnă frumoasă, colorată. Ne bucurăm că spuneți că este frumoasă, este și colorată, pentru că tot ce reprezintă culoare și lumină de toamnă ne bucură sufletele. Așa cum s-a spus și în deschidere, sunt 48 de ediții. Pentru plante e greu să organizezi ediții neîntrerupte, de fiecare dată altele, de fiecare dată mai bogate și aș spune și mai inspirate. Tema ediției din acest an se intitulează Alegorii vegetale. De ce? Pentru că tema în sine este foarte ofertantă pentru toate genurile, fie că sunt genuri de artă, exprimare de art, în artă sau creații literare. Alegorii vegetale este tema expoziției din acest an. Pe lângă miile de crizanteme, vizitatorii pot admira semințe, fructe și o colecție impresionantă de ardeiuți. Le mulțumesc colegilor care au făcut posibil această serie de evenimente și poate și mai important e faptul că expoziția Flori de Toamnă și Grădina Botanică în ansamblu ei înseamnă foarte mult pentru legătura universității cu comunitatea din care facem parte. Sunt și mulți ieșeni care nici nu știu că Grădina Botanică funcționează în cadrul universității, dar ne bucurăm că ei vin, unii chiar săptămânal, au și abonamente și profită, beneficiază de cadrul superb, deosebit pe care îl oferă, dar și de activitățile periodice. Că e vorba de primăvară, vară, toamnă și atunci aceste schimbări aduc și un plus de atractivitate și pentru ieșeni și pentru turiștii care ne vizitează. Încă de la deschidere, sute de ieșeni au venit să admire florile. Vizitatorii de toate vârstele pot participa la atelierele și activitățile dedicate aranjamentelor florale și să aducă bucurie și culoare și în gospodăriile lor. Ce ați văzut astăzi? Minunat! În primul rând, expoziția asta este tradițională, așa, dar e de o frumusețe, pur și simplu îți umple sufletul de bucurie și de frumusețe și de culoare. Foarte frumos, este a doilea an când revin și se pare interesant, adică din fiecare dată se schimbă câte ceva și frumos. Cum vi se par crizantemele? Deosebite. Expoziția Flori de Toamnă rămâne deschisă publicului până pe 17 noiembrie.